Mihai, Bună ziua tuturor! eu trebuie să mă ridic în degete ca să fiu cât de cât pe lângă tine. Ce pregătim astăzi? Astăzi pregătim tortellini cu legume de primăvară, cum ar veni sparanghel, dovlecel, roșii, cherry, ciuperci, parmezan. Desigur că avem nevoie de făină. Aluatul pentru pastă va fi pe bază de busuioc, ca să dăm un pic de culoare și gust. De asemenea, avem nevoie de da. Găbenușuri, ceapă, șalot, busuiocul acesta o să-l mai folosim. O să da, ceva, o să meargă în, nu, o să meargă în umplutură. Aha, în umplutură. Da. Deci unt avem, ulei de măsline, sare, piper negru și acum hai să trecem la treabă. Primul pas, începem să facem aluatul pentru pasta. Uh-huh. Pe bază de busuioc avem făină. Punem într-un bol. Da, într-un bol. Avem gălbenușul de ouă. Dacă aveți ouă de casă, da, foarte important. Și unul dintre cele mai importante pas este busuiocul. Să lăsăm într-o pastă. Da, trebuie să avem o pastă cât mai fină posibil. Putem să adăugăm un pic de ulei de măslină ca să omogenizeze pasta. Mm-hmm. Dar putem folosi totodată și spanac în loc de busuioc. Da. Și ce mai putem pentru folosi culoare. Pentru culorile acestea? Ce busuioc, spanac, orice când chestie vezi. Când văd de culoare aceasta violetă sau roșie. Da, putem să facem și pe bază de ardei gras. Hmm. Facem un fel de piure. Dar trebuie să avem grijă cum balanța dintre ou și făină, ca să nu fie prea umede. Aha, exact. Okay. Așa, pasta este gata, acum o adăugăm în aluat. Făină. Da. Un comic detaliu, aluatul de pastă, un pic de sare și o picătură de ulei de măsline, nu prea mult. Eu mereu folosesc uleiul de măsline în aluat și cred că îi dă chiar o aromă și un gust bun. Și asta o să ne facă pastele să fie de culoare verde. Da. Aluatul de pastă merge doar pe bază de gălbenuș de ou. Nu adăugăm apă, nu adăugăm nimic. Trebuie să avem grijă cum separăm gălbenușul de albuș. Pentru că dacă avem în cantități cât mai mari și la fiecare ouă, dacă se păstrează un pic de gălbenuș, cantitatea de lichid în pastă crește și pasta devine destul de umedă. Un secret de la cătar. S-a omogenizat cât de cât a luat-o, trebuie să-l frământăm, da? Da. Foarte important când lucrăm aluatul pentru pasta, un secret așa de la un nivel mult mai profesionist, când tai aluatul în două, să mai lucrez un pic, trebuie să fie culoarea în interior, trebuie să fie toată omogenă. Aha, adică nu trebuie să fie interior albă și exterior colorată. Să vedem. Dar deja arată bine. N-ar trebui să avem circumvoluțiuni și chestii de genul. Cât este de perfectă! Acum punem să se odihnească într-o parte, da? Da. Și noi între timp o să ne ocupăm de celelalte ingrediente, dar unde o păstrăm? La frigider? Nu, putem, depinde, dacă ai nevoie de ea seara, e ok, poți să ții în frigider. Dar foarte important să nu intre aerul altfel. Devine foarte, da, e perfect. Și o lăsăm într-o parte dacă noi avem nevoie acum de ea, da? Da, o lăsăm într-o parte când nu are nimic. Dar ca să nu avem bucățelile acestea, ce facem? Busuiocul, ca să nu avem aceste mici bucățele. Unul dintre variante ar fi să fierbem un pic busuiocul, 3-4 secunde, nu mai mult. Și, ca să nu pierdem din culoare. Și merge la fel în mortar, dar devine un pic mult mai moale. Poți să faci confit de piure din ea. Da. Am înțeles.
și e aceeași tehnică. Așa, eu îl pun într-o parte și între timp hai să ne ocupăm de celelalte ingrediente. Am început să lucrăm ciupercile. Tăiem... Le tăiem cu bulețe mici, după cât eu văd. Mm-hmm. Da. Ele o să fie în umplutură sau? În umplutură. În umplutură. Nu folosim ciuperci în sos. Povestește-ne câte ceva despre viața ta în Londra și cum a început cariera ta de bucătar. N-am devenit din start bucătar de nivel Michelin. La început am început într-o bucătărie destul de mică, uh-huh. Dar nu ca bucătar, aici tot în Londra. Nu, în Londra. Acum 3 ani. Tu deodată te-ai dus acolo. Acum 3 ani. Uh-huh. Am spălat vesela. Așa, cred că de la început mult. Cred sincer. Că undeva 2 luni. Uh-huh. Dar de start am simțit energia asta din bucătărie. Uh-huh. Când oamenii rămân foarte satisfăcuți din ceea ce primesc în sală. Uh-huh. Și mai zis, ales energia cea nebună din bucătărie, nu? Da. Strigă-te! Sincer, nu în toate bucătăriile uh-huh. găsești acea energie. Uh-huh. Acum mai nou, în restaurantele cât mai dezvoltate, uh-huh. în bucătărie foarte, 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 foarte liniște. Adică, serios? Da, bucătarul la voi era așa... liniște? Nu, la noi nu era liniște. În altele zic, sunt da, liniște. În altele. Tu ai făcut o școală de bucătari sau pur și simplu te-ai dus să lucrezi ca bucătar? Da, am fost. Serios? Început, da. Acolo te-ai învățat, în bucătărie, da, te-ai da, învățat da. Totul. Pasiune, 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 super. Pasiune. Da, înainte îți plăcea să gătești? Bine, nu pot să zic, îmi plăcea, să gătești, dar da, găteam acasă din pasiune, nimic complicat, uh-huh. maxim pasta, nu știu, ceva foarte simplu. Uh-huh. Dar acum când încep să lucrez în bucătărie e un pic mai diferit, adică lucrez mai mult pentru oamenii care ai în sală. Uh-huh. Uh-huh. Îi faci să simtă cât mai bine și tu te simți foarte, da, tu te simți foarte, foarte bine, foarte, foarte bine dispus când acum mai nou, în restaurantul în care lucrez acum, bine, am lucrat, uh-huh. veneau foarte, foarte des oamenii în bucătărie, se cereau ca să vină în bucătărie să vadă cum e atmosfera. Dar acum cred că e la modă chestia asta, nu? Da. Și mii de mulțumiri, a fost foarte bine, a fost foarte gustos. Bucătar, da. Și asta seama. Pentru bucătar, da, îmi face să... Să se motiveze. Simte, da, motivație la maxim. Uh-huh, uh-huh. Dar cum e să ajungi într-un restaurant Michelin, asta e ceva, mai ales bine, că... pentru mine, pașii mei au fost un pic mai simplu, pentru că restaurantul care lucram mai înainte, uh-huh. Șeful, patron, cum ar veni, da. A lucrat mai înainte la restaurantul care am lucrat acum, ultima dată. Okay. Și cum ar veni, el m-a trimis acolo, uitați, am un băiat care e foarte muncitor. Te-a recomandat. Da, uh-huh. foarte muncitor. Am fost prima zi, am lucrat 6 sau 5 ore, uh-huh. alea sunt ore care lucrez gratis. Uh-huh. Și ei au zis, uite, mi-a plăcut cum ai lucrat, uh-huh. ești foarte descurcăreț, atâta tot. Dacă vrei, poți să începi de azi și am zis că să luăm mai ușor, da, haideți să începem în câteva zile. Uh-huh. Și ușor, ușor am început. Dar cât este de greu să lucrezi într-un restaurant de acesta? Pentru că eu îmi dau seama, atunci când este restaurant cu stele Michelin, sunt tare multe reguli. Reguli nu știu, de igienă. Calitatea, da, și calitatea mâncării trebuie să fie foarte, foarte bună. Chiar și produsele trebuie să fie de la fermeri sau cum da. Acolo merge? Avem companii speciale care livrează carne, care livrează uh-huh. toate legumele, toate fructele. Uh-huh. Și ei selectează din cele mai importante, cum ar veni, Italia, Spania, acolo unde... Cam în toată perioada anului găsești fructe și legume uh-huh, proaspete. Uh-huh. Cele mai bune, cele mai scumpe. De exemplu, chiar acum când au ieșit roșiile cherry, uh-huh. aveam companie care ne livra un kilogram de roșii cherry, costau 11 lire. 11 lire în banii noștri, 250 da. De lei. Pentru un restaurant este foarte mult. Adică asta ce intră în costul mâncării, uh-huh. Face ca prețul farfurii să crească mult mai mult. Da. Și ne dăm seama, iată, vorbim despre preț, odată ce intri într-un restaurant Michelin, cât trebuie să leși în mediu pentru o cină?
Pentru doi, cină, de exemplu. Pentru doi, ca să ieși bine satisfăcut. Și plus, statul. Plus, minus, să zic, 250 de lire. Așa și m-am așteptat. Eu trebuie, mai am încă de strâns bani până da, am dar ceea ce ține de, de serviciu, cum se comportă oamenii, personalul din restaurant, este jos pălăria. Adică din momentul... mai strângi banii aceștia. Exact. Și vin, din momentul în care tu intri în restaurant, deja toată lumea te primește cu brațele deschise. E super, super atmosfera din restaurant. Unica chestie care nu-mi place, nu știu cum e la celelalte restaurante Michelin, dar restaurantul în care am lucrat ultima dată nu au muzică în restaurant. Deci e liniște. E liniște. Deci, practic, de multe ori venea chiar și managerul din restaurant și ne zicea, băieți, vă rog liniște în bucătărie, pentru că se aude, da, se aude totul în sală. Foarte interesant. Noi am terminat să tăiem cipercile. Ce, mai avem de tăiat ceva sau punem la încins tigaia? Punem la încins tigaia la moment. Acum o să avem nevoie după acum să fierbem sparanghelul. Foarte important, când fierbem ceva, cum ar veni pastă, legume, orice, să punem sare. Da. Altfel nu obținem niciun gust. Exact. Un pic de sare. Lăsăm să se rezolve și sparanghelul merge în apă. Foarte important când cumpărăm sparanghelul din magazin, să verificăm, da, partea lemnoasă, pentru că ăsta e destul de lemnos. E okay. Iată, eu mai știu o tehnică, iai sparanghelul și pur și simplu rupi în două și el se rupe de la partea lemnoasă. Deseori poate să dăm greș sau... Da, e o metodă destul de bună, foarte autentică. Okay. Sparanghiulul o să-l tăiem la fel ca ciupercile. O să-l tăiem mărunt. Da. Okay. Iată, tu începându-ți cariera în Londra, tu ai putea să te întorci la noi și să administrezi la noi un restaurant? Ai vrea, mai bine spus. Nu pot să zic acum că am deja un plan fixat. Dar foarte important de, nu știu, oferta pe care o am și chiar dacă aș veni, aș vrea să merg în aceeași direcție. Michelin. E un pic mai dificil să faci Michelin. Da. Dar să mă lase să lucrez liber cu ceea ce vreau eu, să nu se impună reguli și chestii de genul. Avem nevoie de ceva ca să scoatem sparanghelul. Îi dăm drumul, cred că durează pe puțin, o minută și... Așa. Sparanghelul îl fierbem sau... Da, îl fierbem. Îl fierbem bine, ar trebui să nu fie nici prea fiert. Mai scurt, trebuie să fie crocant. Da, exact. Pentru mine e foarte important sparanghelul crocant. Să fie crocant, pentru că atunci când își pierde culoarea, devine moale... Nu mai are textură și nici gust nu mai are. Exact. Te-ai gândit să schimbi țara, adică să te muți din UK și să mergi în altă parte, la un restaurant anume? Da, am o mică pasiune pe față de restaurantul din Modena, al lui Massimo Butura. Acum mai nou am descoperit că e o fată din Republica Moldova care lucrează acolo. Am încercat să intru în contact cu ea dacă pot să merg să fac un stagiu acolo. Dar bucătarul meu șef mi-a zis că ca să faci un stagiu acolo, poți să faci minimum 2 sau 3 luni. Și asta pentru mine e prea costisitor și nu cred că se merită. Dar, poate se merită ca bine, ta, da, dar... poate se merită, dar e foarte costisitor. Da. Băi, nu cred că oricine și-ar trebui. Cât îți iasă pentru o lună, de exemplu? Sau acolo trebuie să, în primul rând, să te cazezi, să da, te cazezi, mâncare. Și încă lor trebuie să le achizi sau lor nu le achizi. Nu sunt la curent cu așa informații, dar sunt, sau cel puțin știu, la nivel global, un restaurant în Danemarca numit Noma. Da, Noma. Da. Am auzit acolo, ca să mergi să faci stagiu, trebuie să plătești. Și cu un an de zile a venit cineva și avea în CV-ul că, uite, a fost și a făcut stagiu în Noma și toată lumea era Noma. Da. Dar după aia cineva mi-a zis că... Făcând stagiu Noma, nu înseamnă că poți să lucrezi, faci stagiu Noma câteva săptămâni și să nu vezi bucătăria principală. Serios? Deloc. Da, nu mai stai într-o bucătărie separată, curățind toată ziua ciuperci și... Sărmă. Da. Dar sunt foarte, foarte mulți
care merg la Noma pentru stagiu, pentru că e foarte, foarte, duce foarte bine pentru CV. Mm-hmm, ok. Sparanghelul nostru este aproape gata. Uite ce culoare aprinsă, verde. Următorul pas, spanacul. Tot îl punem în apă. Îl punem în apă. Și cred că el foarte, pentru un minut sau două, da, dar el maxim. Cam așa. Iată, vedeți? Cât spanac este aici. O să vedeți acum și cât o să întoarcem înapoi în bol, pentru că el își pierde din volum. Iată, după cum v-am spus, spanacul, iată ce a ieșit dintr-un munte întreg. Trebuie să tăiem spanacul în patru, pe orizontală, și le tăiem cam așa, da, de mult. În același timp, trebuie să călim ciupercile. Uh-huh. Da, este perfect. Nu prea mult ulei, pentru că ciupercile conțin foarte, foarte multă apă. Un pic de sare. Deja miroase bine. Mhm. Ciupercile noastre sunt gata. Așa. Culoarea s-au caramelizat perfect. Caramelizată. Merg în bol. Așa. Iată, și ciupercile erau, parcă ne părea că sunt atât de multe. Așa, muia, ce facem? Ceapa șalot. Da. Ceapa șalot, desigur că o puteți înlocui cu ceapă roșie. Toate ingredientele sunt tăiate foarte mărunt, pentru ca să fie pentru umplutură perfectă. Am tăiat foarte mărunt ceapa șalot. Merge în tigaie la foc cât mai mic. Pentru că nu avem nevoie de culoare. Da, nu avem nevoie de culoare. Uh-huh. Trebuie doar să scoatem aroma din ea. Atâta tot. Uleiul de floarea soarelui, pentru că cel de măsline, la temperatură mai înaltă, începe să ardă. Eu credeam că invers. Da? Acesta de floarea soarelui este mai puternic decât de măsline. No. Bine, în gust, da, e mai puternic. Dovlecelul îl tăiem mai mașcat și tot îl punem în apă, da? Trebuie să scoatem mijlocul, pentru că conține apă. Foarte multe apă. Și nouă, noi avem nevoie ca umplutura să fie cât mai uscată. Da. Dovlecelul nostru merge în apă, pentru cât timp? Trebuie să rămână crocant. Trebuie să rămână crocant. Dovlecelul are structură foarte, foarte moale. Nu cred că 4 minute. Da, nu cred că durează mai mult de 4 minute. În timpul tău liber, ce îți place să gătești? Sau unde te gătești acasă? În timpul ca să distrug mitul că dacă ai în bucătărie un bucătar, înseamnă că îți gătească, nu e adevărat. Eu de câte ori am gătit cu bucătari sau am vorbit, într-adevăr, toți spun că nu gătesc acasă. Exact. De ce? Exact. De ce acasă nu experimentați? E un pic mai dificil, pentru că în momentul când vii acasă și vrei să gătești ceva, n-ai toată tehnica. Exact. Sau nu ai tehnica necesară, sau nu ai ingredientele necesare. Uh-huh. Vrei să faci ceva, să zic, aproape de ceea ce faci la muncă, uh-huh, să arăti bine și să fie și gustos. Practic trebuie să mergi să cumperi toate produsele. Da. Foarte costisitor. Și bine, dar când iată, de exemplu, prăjești ouă, vrei să arăti cumva altfel sau pur și simplu le prăjești și repede? Pur și simplu le prăjesc. Și mai am chestia, când le prăjesc în tigaie, după aia le întorc ca să fie well done. Dovlecelul nostru este gata. Uh-huh. Putem să-l scoatem. Să scoatem deodată pe tocător ca să-l tăiem, da? Da. Așa. Hai, îl tai la fel de mărunt, uh-huh, ca și sparanghelul. Spanacul trebuie să aibă o structură bine. Ce se aseamănă cu piureul. Da. Nici ca piure, dar să fie cât mai... Oricum el are apă, cum facem ca să scăpăm de această apă? Bine, asta o rezolvăm înainte să meargă. Înainte. Da. Mm-hmm, am înțeles.
totul este gata, acum amestecăm totul împreună, da? Da. Chiar e, parcă este o pastă. Da. Așa. Adaug? Da. Punem și sparanghel. Da. Busuiocul. Busuiocul. La fel îl tocăm mărunt și îl punem aici. Nu super mărunt pentru că... El oricum nu, da, nu se facă mare. Și schimbă culoarea dacă mergi prea... Dacă e tare mărunt, da, își se... Și rămâne, da, rămâne totul pe tocător. Ceea ce ține de aromă. Am înțeles. Ceapa noastră și-a luat? Da. Merge în mix la fel. Trebuie să încercăm să evităm uleiul. Să scurgem cât mai, exact, mai bine posibil. Este așa o culoare transparentă. Exact. Spargem un ou ca, da, să unească, da, toate ingredientele. Cu toate ingredientele împreună. La fel și ouul. Trebuie să vedem. Depinde de cantitățile pe care le punem, depinde de cantitatea din ceapă și aloa, depinde de apă din spanac, cât de... Mai bine începem cu un ou. Da, cu un ou. Pe urmă vedem dacă mai avem nevoie. Exact. Am uitat. Cel mai important ingredient, sarea. Sarea. Chiar dacă am adăugat în apă sau... Nu e îndeajuns. Piper negru. Sarea. O să mai adăugăm mai mult ca sigur mai târziu. Da, nu mai avem nevoie de ou. De ajuns. Așa, acum vom procede la realizarea tortelinilor. Iată ele așa de frumos arată. Am luat jumătate de aluat și o aplatizăm foarte bine. În caz că nu aveți atâta putere cât are Mihai, folosiți desigur că păcălețul. Și o să încercăm să facem cât mai subțire aluatul. Desigur că cu făcălețul nu este cam practic ca să obținem o grosime atât de subțire. Da, e destul de dificil să obții cu făcălețul o grosime atât de mică și trebuie să fie practic și transparent. Egală, da, și trebuie să fie toată egală ca să poți, în momentul în care o coși, se coacă egal, da. Egal. Putem să folosim făina doar în cazul în care aluatul nostru pentru pastă este un pic umed. Okay. Doar în acel caz, altfel, trebuie să încercăm să evităm folosirea făinii când rulăm pasta. Trebuie să o tăiem, ca să ne fie, eu o să o țin așa. Așa. Și acum? Tăiem cerculețe. Da, să vedem să iasă cu mai multe. Să putem folosi aluatul cât mai mult posibil. Exact. Și în momentul în care începem să tăiem cerculețele pentru tortelini, trebuie să le acoperim, că de altfel se usucă foarte, da, repede și după aia, în momentul în care începem să le lipim, aluatul practic explodează și toată umplutura iese afară și nu ne-a ieșit nimic. Acest aluat îl puteți remodela și să pregătiți simplu paste, da? Da. Care puteți să folosiți și făcălețul. Nu contează. Și le astupăm ca să nu se usuce. Da. Acum luăm una sau câteva. Da. Depinde cât de rapid suntem în lipirea pastei. Cu practicarea începi să devii mai rapid și mai rapid. După aia poți să îți permiți să lucrezi câte 6, 7, 8 odată. Okay. La început, sfatul meu este să lucrați cu câte una. Da. Punem puțină umplutură și încercați să scurgeți cât mai mult lichid în caz evitați, că da. Aveți. Ungem aluatul. Trebuie să evităm, da, excesul de ou pe pasta noastră, altfel. Nu o să se închidă. Nu o să mai lipesc. Okay. Te ajut și da, eu? Te rog eu.
Eu totuși încă nu am înțeles cum se fac corect. Scoatem excesul de aer, da? Da, foarte, foarte important. Altfel, în momentul în care împingem de jos în sus, degetele tragi spre mine, lipim. Când deja știi asta, arată perfect, destul de simplu. Faza finală, cea mai interesantă. Cea mai interesantă, pentru că vine momentul să mâncăm. Ai tăiat aici roșiile cherry în două, sparanghiul la fel în două, adică el deja e cop. Avem nevoie doar o ultima secundă, punem în farfurie ca să... Și dovlecelul la fel. Foarte sub. Tigaia deja încinsă, roșiile cherry, la fel nu avem nevoie de ele ca să le coacem, ca să avem, vrem să le menținem cât mai... Să-și țină forma. Să mențină forma. Un pic de sare. Merge restul. Unt. Punem untul. Să obținem sosul, da? Da. Noi adăugăm un pic de apă de la paste. Un pic, chiar este un pic. Și untul nostru se transformă ca într-un fel de sos. De sos. Resare. Un pic sare. Un pic de piper. Trebuie să avem grijă că dacă focul e prea întins, untul, sosul nostru, arde. Se arde și nu obținem o textură cremoasă, dar se taie, cred că. Da. Asta se repară foarte ușor, mai adaugi un pic de apă. Și atâta tot. Bine. Sosul nostru, o garnitura pentru pastele noastre este deja gata. Ok. Și o lăsăm pur și simplu într-o parte, cât adăugăm tortelinele. Dacă le avem proaspăt făcute, nu durează mai mult de 2 minute. Brum? 2 minute așteptăm, da? Da. Vai de mine, câte culori! Nu mai avem nevoie de foc sau un pic? Nu mai avem nevoie de foc. Okay. Dar venim cu pasta un pic ca să... Ca să le încălzim, da? Da. Să încălzim sosul. Exact. Adăugăm un pic de unt, să fie un pic mai cremos. Pasta noastră este gata. Acum a venit momentul să ne arate bucătarul cum se aranjează frumos în farfurie. Pentru că pentru voi este foarte important să fie bine aranjată în farfurie. Și o să iau așa tocătorul mai într-o parte ca să vedem cu toții. Deci începem în primul rând cu brânza. Aici avem brânză de capră, da? Da. De ce bucătarii preferă anume brânza de capră? Sau are un gust, un gust mai intens față de... De brânza simplă. De brânza de simplă, da. Mai adăugăm un pic. Parte și acum începem să lucrăm. Aici va fi deja liniște. Niște mici detalii. Niște vlăstări de mazăre. Da. Sau desigur că puteți folosi și niște busuioc. Da, busuioc. Și ulei de măsline la capăt. Wow! În farfuria bunicii, uite cât de frumos s-a aranjat tortelinile italiene. Desigur că momentul cel mai important al acestei rețete este ca să gustăm și vreau să iau și cu niște brânză de capră
totul. Așa. Pastele sunt al dente. Chiar m-a mirat faptul că umplutura era crocantă. Roșiile cherry dau o, așa, un gust dulciu. O aciditate un pic. Da, și aciditate. Mai în scurt, sunt foarte bune și ca atare, după câte ați văzut, nu am folosit ingrediente sofisticate. Legumele le găsiți la magazin sau piață. De asemenea, dacă doriți tortelinile acestea, puteți să le faceți în formă de colțunaș și cum doriți. Important să pregătiți această rețetă pentru că este foarte, foarte delicioasă. Eu ți îți mulțumesc pentru că ne-ai arătat nouă această rețetă. De asemenea, mă mândresc să stau alături de un bucătar care lucrează într-un restaurant cu stele Michelin și... Da. Mulțumesc pentru invitație. Am onoarea să lucrez cu voi. Cu mare drag și te mai așteptăm, desigur. Cea mai mare plăcere. Rețeta întregime o găsiți pe site-ul nostru oficial valerisfood.md.